Doar una din 5 locuințe din România are o poliță obligatorie PAD care protejează proprietarii de inundații din cauze naturale, cutremure sau alunecări de teren. Încă și mai puțini proprietari sunt asigurați pentru întreaga valoare a casei sau apartamentului. Doar 1,5 milioane de locuințe dintre cele 9 milioane de pe teritoriul României sunt protejate în fața oricărui tip de dezastru cu o poliță facultativă. Cei mai mulți dintre români își asigură locuința doar în urma unui incident. Doar 4 din 10 proprietari știu că stricăciunile instalațiilor interioare pot fi acoperite în baza unei polițe facultative de asigurare. Inundațiile au fost principala cauză pentru care firmele de asigurări au plătit despăgubiri anul trecut. Marian este între proprietarii prevăzători care își asigurase apartamentul atunci când s-a lovit de o problemă, a primit imediat despăgubirile. O inundație provenită de la vecinul deasupra a fost acoperită și decontată foarte simplu prin transmiterea unor poze către societatea de asigurare, fără a fi implicată prea multă birocrație. Undeva la 1500 de euro a fost însumate toate facturile de reparație, mână de lucru cu materiale și tot ce a implicat. Bani care au fost acoperiți de polița de asigurare încheiată și de care nimeni nu dispune de pe azi pe mâine ca să treacă peste un eveniment de genul acesta. De altfel, doar unul din 10 români ar fi pregătit financiar pentru a face față unor dezastre care i-ar afecta locuința, transmite Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Asigurarea facultativă pentru locuință oferă un nivel suplimentar de protecție față de cea obligatorie PAD, acoperind în plus față de dezastrele naturale și alte riscuri precum incendiu, explozie, căderi de corpuri, dar și situații neprevăzute. Pe polița de locuință îmi pot asigura soț, soție, copil pentru orice prejudiciu neintenționat pe care îl pot produce. Asta înseamnă copilul dă cu mingea, sparge geamul unei mașini, dărâmă, eu știu ce produse într-un supermarket de valoare mare. Această poliță de răspundere civilă a familiei acoperă orice prejudiciu creat fără intenție. Polițele facultative pornesc de la 1% din valoarea asigurată, însă în funcție de zonă pot ajunge să coste 3% din valoarea asigurată. Spre exemplu, în sectorul 3 al capitalei, pentru un apartament de 100.000 de euro, proprietarii plătesc cam 300 de euro în fiecare an. Îmi pot asigura și răspunderea civilă pentru vecini. Sunt plecat în vacanță, locuiesc la etajul 6, până la parter creez un prejudiciu major. Atunci polița trebuie configurată astfel încât răspunderea civilă să acopere o posibilă inundație a tuturor apartamentelor. La nivel european, 62% dintre proprietarii de locuințe au măcar o poliță de asigurare obligatorie, potrivit PAID.